Șeful programului nuclear al Iranului asasinat vineri lângă Teheran ar fi fost împușcat cu o mitralieră comandată de la distanță, potrivit presei semioficiale iraniene, citate de CNN. Acesta a fost atacat de un comando în timp ce se deplasa cu mașina la periferia capitalei. A fost rănit grav și a murit la spital. Potrivit relatării agenției Fars, cercetătorul se afla alături de soție într-o mașină blindată împreună cu trei gărzi de corp. După atac, mașina din care s-a atras a sărit în aer. Totul s-a desfășurat în 3 minute. Liderul suprem, Ayatollahul Ali Khamenei, și alți oficiali iranieni au învinuit Israelul și i-au jurat răzbunare. Discutăm pe marginea acestui subiect cu Cătălin Gomboș, este jurnalist specializat pe Orient, corespondent în zone de conflict. Bună ziua! Bună ziua! Mulțumesc tare mult că sunteți cu noi. Aceasta ar fi cumva știrea de ultimă oră, nu? Care face înconjurul lumii acum cu privire la acest atac. Faptul că Iranul spune că ar fi vorba de o mitralieră comandată la distanță și aceasta ar fi fost arma atacului. Da, detaliile nu sunt atât de importante. Sunt două variante. Una că ar fi fost comandată prin telecomandă, una că ar fi fost prin satelit. Ceea ce este important este că a fost asasinat probabil părintele programului nuclear iranian și ne-am întors, am revenit practic la situația din 2007-2012, mai ales 2010-2012, când astfel de atacuri erau relativ frecvente, au fost uciși în acei 2 ani, 4 săvanți din programul nuclear iranian, mai pusese unul omorât în 2007, au fost tentative de asasinat, iar lângă asta au fost o serie de sabotaje care au vizat acest program nuclear, inclusiv celebrul atac informatic cu Stuxnet, care a vizat principala facilitate iraniană, cea de la Natal. Și acum acest atac nu a venit din senin, au mai fost în vară niște sabotaje, deci destul de puține și din cauza naturii închise a regimului iranian, dar se pare că a fost țintit de asemenea programul nuclear și cel balistic al Iranului, care la rândul său îngrijorează. Vă așteptați la o escaladare, oricum tensiunile sunt cum sunt în zonă, dar să escaladeze în ce direcție? Iranul, ați văzut, a și transmis deja că va exista o răzbunare, vor exista răspunsuri, represalii? Da, indicii ar putea să fie tot din perioada precedentă intensificarea conflictului pe marginea programului nuclear iranian. Atunci, în 2012, au fost o serie de atacuri teroriste, tentative de atacuri teroriste, pentru că succesul lor a fost relativ limitat împotriva unor ținte diplomatice israeliene din Thailand, la Bangkok, în Georgia, în India, la New Delhi. Chiar și atacul terorist, acela a fost ceva mai grav, care a avut loc în Bulgaria în iulie 2012 la Burgas. S-au dat cu 6 morți, dacă ne amintesc bine. Chiar și acela a fost văzut tot în contextul represaliilor iraniene la atacurile, la asasinatele care erau puse în seama Israelului. Iranul are o serie de opțiuni. Ar putea, să zicem, să încerce și ceva atacuri în zona de frontieră din Siria, unde tot încearcă să-și consolideze prezența, însă este descurajat constant de Israel. Ar putea să încerce prin milițiile proxy pe care le deține și, în primul rând, Hezbollah-ul, care a mai făcut treaba murdară a regimului de la Teheran. Însă să nu uităm că are o capacitate redusă și pentru că omul însărcinat cu operațiunile externe ale Iranului, redutabilul Qasem Soleimani, a fost asasinat de americani de data aceasta, la începutul anului, mai este puțin și se încălnește una. Mulțumesc! Mulțumesc tare mult, Cătălin Gomboș, în direct la Digi24.